Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de Clubul Minerilor. Suntem de data asta aici alături de Marius X-Slader. Spune bună ziua, dragii mei! Eu sunt X-Slader, cel mai mare YouTuber din Venezuela. Ok, și împreună cu Max și altele o să preparăm această casă. Ok, puteți să vedeți că avem double face cam, îl vedeți în partea stângă a ecranului pe Marius și în partea dreaptă mă vedeți pe mine. Deci e foarte frumos, vedeți ambele reacții. Da, și eu l-am rugat foarte, foarte mult pe Max să facă double face cam, că apare n-a vrut. Nu prea am vrut, pentru că e destul de complicat. Marius se uită acum în afara ecranului, dar nu contează, măcar îl puteți vedea. Îți poate vedea lumea fața aia. Și vreau de să bebeluș. Sunteți de acord cu double face cam sau nu, ca să ne impresionăm pe Max? Ok, o să zică lumea în comentarii. Da sau nu? Pentru că am strâns foarte multe like-uri și a fost foarte mult suport, Marius a zis că trebuie să postăm azi al doilea episod, așa că am fost de acord. Și vor apărea episoade diferite, de exemplu. Da, de exemplu, dacă mergeți pe canalul lui Marius, o să fie alt fel de episod, bine. Adică o să construim în continuare la casă sau o să facem altceva. Adevărat, bun. Hai să terminăm cu poveștile și hai să începem nebunia. În episodul meu vreau să terminăm căsuța asta. Inclusiv să terminăm asta pe jos. Marius a prins calul în casă, dar oricum o să iasă el, pentru că, na, e logic o să iasă, nu? Mm-hmm. Hai că te lăsai nisip să punem la prăjit. Pune nisip la prăjit, dar nu ne trebuie, că nu-i facem geamuri. Facem cu geamuri. Da, să rea cu geamurile. Cine facem cu geamuri, ca așa. Bă, e cort în puii mei, vrei să ai geamuri la cort? Cort cu ușă. Nu-ți trebuie. Ușă de lemn. Asta e mai special. Știi ce vreau să faci? Vreau să iei tot dirt-ul din casă de pe lumea, jos. Știi comentariile la tine ce să facem cu piciorul de iepure. Ce o zis să facem cu el? Poțiune de aia de speed la beacon. Lasă, că nu avem nevoie de așa ceva. Bun, deci am nevoie de tine, Marius, să spargi tot dirt-ul din casă. Știi? Nu-ți iau niște pe jos. Sparge bă ăla din casă. Păi să iau niște mâncare, că nu poți să mă mișc cum vrei să. Păi ia niște mâncare, dar sparge și alea. Și poate o să mai aducem oameni în seria asta. Marius mi-a propus un YouTuber din Anglia și unul din Venezuela, dar o să ne mai gândim, nu Marius? Da. Ok. Bă, nu știu tu Marius, dar am fost spamat cu mesaje. Max, poți să joc și eu? Max, poți să intru și eu pe server? Tu nu? Am fost și eu spamat, dar contează mai puțin. Ok. Trebuie să înțelegeți. O să fie adăugați foarte mulți fani aici. Trebuie să înțelegeți că chestiile astea le alegem noi, nu putem să băgăm pe toată lumea care ne zice, pentru că riscăm mult să ne pierdem lucrurile, știi? Dacă intră unul și ne sparge tot, ce facem? Zi, Marius. Păi da. Și în funcție de suport vor fi aleși, de exemplu, dacă dai like, comentariu mereu, e o foarte mare șansă să fie ales. Bă, probabil o să ne uităm la cei mai activi fani a canalului, gen 2 de la mine sau 1 de la mine și 1 de la Marius, și pe aia poate să se adăugăm. Da, mai vedem până atunci. Până atunci rămân doar eu cu Marius, pentru că e distracție maximă. E distracție maximă și ne place foarte mult. Bă, sper că ai făcut ce ți-am zis, nu? Da, da, da. Ok, pentru că o să vin acolo și o să trebuiască să ne apucăm de treabă. Câte episoade vrei să stăm aici? 2-3. 2-3 și facem casă pentru 2-3? Vedem noi ce facem, trebuie să facem pod. Oricum aici nu o să ne stabilim. Aici ne stabilim? Facem și casă de vacanță, teren de tenis. Oh my god. Creeper. Facem cu platforme, așa sau? A, topogane. Doam, toate nebunile să le vedeți în seria asta. Da, cred că nebunii la propriu, gen, nu știu. O să facem toți mobi așa, în, cu statui. Doamne, ce frumos. Criparian. Știi ce mă gândeam să facem? Mm. Ne facem skinurile, unul lângă altul, a meu și a tău, și în interiorul lor cumva o casă, ce zici? Da, ar fi mișto, dar mai târziu. Mai târziu, poate să băgăm niște fani și o să facă ei skinurile, pentru că știu că lumea se pricepe. Cu artwork. Artwork, da. Bă, Max, nu făcui ce zis așa. Bă, ai făcut, da. Bă, deci tu spargi asta, dar sub pat nu. Băi, nu am vrut să deranjez spatul. Băi, dar nu cade, că poate ai ceva sub pat. Lasă și în aer, Marius. Dacă ai ceva sub pat, pitulat. N-am nimic. Ce pot să am? Bun. Marius, ai grijă ce zici. Avem nevoie de geamuri? Păi îți făcui. Avem nevoie. Ba da, facem geamuri. Ok, atunci hai pune-le. Ok. Mă chinuiesc să caut o bucată de aer, nu se fac focul ăla. Te chinuiești? Fii atent, vezi dacă îmi faci jos de niște spruce wood. Chiar am nevoie de spruce. Care, ăla alb? Nu ăla alb. Ăla negru așa, negrui.
Stai să văd dacă îl văd pe aici. Bă, nu știu că nu este sprusul. Știi că nu putem să ne facem casa dacă nu avem sprusul, nu? Ce-i mai la spruci? Sprus. Ce culoare are? Negru, așa. Darkwood? Nu-i Darkwood, e sprus. Aoleu, mâncă, era să mor, sunt într-o mină, Max, ajutor. Mă rec. Ce vreau să fac un topor. Sunt într-o mină, Max, ce se întâmplă aici? Bă, ce mergi tu în mine? Mergem amândoi în mine când e să mergem. Caut o bucată de iron să fac focul. Unde? În casă vrei să faci focul? Da. Și unde mi-ai adus să... Nu mai știu să ies, Max, ajutor. Doamne ferește. Bă, am nevoie de sprusul, Marius. Acum le aduc. Stai să ies de aici. Păi de unde mi-l aduci? Păi nu mai știu pe unde căzui. Păi și de unde faci tu rost de sprusul, că-s curios? De acolo, din junglă, e o junglă. Ok, hai, du-te, te rog, și fă rost. Eu cred că ăsta l-am luat de unde am rămas prima oară, dar e ok. Nu contează. Vreau să facem cea mai frumoasă casă, bine, ăsta e un cort pentru început. Și după o să rămân așa în amintirea noastră, nu, Marius? O să o lăsăm așa și să aduce aminte. Uite, ce casă proastă, ce casă bună aveam. Bă. Ok. Super designerul Max. Mai avem nevoie de o bucată de sprus. De unde facem rost de ea? Acum vin eu cu ele. De unde le aduci? Dacă sunt blocate în pământ, ce vrei? Vino cu sprusul. Căzui într-o groapă. Ok, pe jos punem oakwood, ca să fie diversificat cu mai multe... Vrei să punem și cu etaj, că poți să faci și etaj. La cort? Da. Ai mai văzut tu cort cu etaj? Nu, dar putem să-l avem de pe primul. Hai bă, Marius, lasă-mă cu astea. Ce, după ce căi de 2 metri pătrați casa asta, vrei să faci și etaj? Casa, deci se dă de gol, deci nu e, nu e casa. E... Găsim un sat! Deja? Bă, Marius, vreau și eu să vin să explorez. La mine în episod. Vreau și eu să vin să explorez satul. No, no. Ok, deja a făcut frumos aici. Unde-s geamurile? Trebuie să fac o poză. Zi, Marius, unde-s geamurile? Stai în cuptoarele alea cu microunde. În cuptoarele cococător? Ce aia, mă? Cuptor cococător. Așa se zice la mine. Bă, nu mai zice de astea. Mă, ce culoare are spruce? Ia să vedem dacă este spruce. E negru, e așa, dar nu Fuck. Foarte negru. E negru, dar nu foarte negru, înțelegi? Bărci. Bă, bărciul e alb, eu ți-am zis că vreau negru. Acum caut. Ok, facem din o grămadă wack. De tăză. Ești broască sau ce faci? E wack. Ok, facem așa. Și facem din ăsta niște scări. Eu mă apuc să fac acoperișul, nu știu de tine. Bă, eu nu mai știu unde ești, unde sunt. Păi vin acasă. Dăm coordonatele. E glumă sau? Nu mai știu să vin înapoi. Ok, 930 cu 180. Omă, pe sport, 930 cu 180. Ok. Mai am mâncare, nici piciorul de nu merge să-l mănânc. Mamă, câte oi. Pe ce facem noi aici dacă nu avem o bucată de sprus? Bă, găsi niște lemn, nu știu ce este, e roșu. Ăla e acacia, parcă văd. Mamă, câte oi aici. Și ce vrei să facem cu oile, că avem și acasă. Bă, nu mai știu cu oile, mai dizi o dată cu oile. 930 cu 180. 930. Așa. 30, Marius. Aș cu cât? Cu 180. Mai am mâncare să moară GG. 130? Da. Oh, păi sunt departe, nu știu unde sunt. Dar ce cauți acolo? Păi căzui într-o groapă și ieși pe sus. Doamne. Cred că doar tu poți să te duci prin celelalte părți ale mapei în atâtea secunde. Ok, hai că este... Păi o vază, fă-i o vază. Ce vază? Vază. Să punem flori? Punem un cactus micuț. Nu este vază, doar geam. Ghiveci. Ghiveci. Și nu știu să-l fac. Cred că trebuie chestia de cărămidă. Aia. Cărămidă, da. Din apă. Și n-avem așa ceva. Aduc eu. Păi nu adu aia, că n-avem nevoie. Avem nevoie pentru casă, Marius. Văd casa, Max. Vă vezi când vin? Nu te văd. Văd un bloc defect acolo. Unde ești, că nu te văd? Bă, tău, fac ce... Chită, cai micuț, ești nebun? Bă, unde ești? Bă, tu ai văzut cai micuț vreodată? Mai normal sunt. De-aia negri, așa, cu picioarele. De-aia. Bă, să știi că deja începe să primească formă casa asta. Îmi place. Chiar? Ai făcut o treabă aici. Păi, dar nu veni și să vezi. Bă, asta ce e la ușă, nu mă vezi? Te râși, vin. Eu nu te văd, nu știu, poate-s eu la ta, da. Fața ta.
A, te văd acolo. Interest. What the fuck? Ce făcuși? Oh my god, am făcut o prostie, Marius. Dar rezolv acum. Deci nu-ți fă griji. Ok, ai adus spre sud? Da, m-a dus. Păi iar... dă-mi-l. Unde e? Negru. Am zis negru. De ăsta. Vezi? Arată-l. Ăsta. Nu știu de unde-l lași. Hai să dormim. E noapte. O, unde e? Pus să-i mâncare o grămadă. Dă și-mi o ciotoaie. Ia două ciotoaie. N-ai pus nicio mâncare, că eu n-am luat. Bă, știi, înseamnă ciotoi? Ce înseamnă? Piciorul ăla de găină. A. Știi piciorul de găină? Pulpa. Pulpa, așa se zice. Hai, nu-ți dormi. Ciotoi. Ciotoi. Mănânci ciotoaie? Marius, acum mi-am gândit că e double face cam. Uitasem. Și am zis, hai să te la mine? Da. Bă, văd acolo, cred că găsi pom de la care vrei tu. Dacă găsești de ăla, ești cel mai tare. Și cear că să mai faci rost și de niște oak. Mai mult. Oak? Oak, da. De unde ai? Aici, sunt mulți pomi. Ok, dar vreau și sprus, că altfel n-avem gust să ne terminăm casa, dacă nu facem. Hai, Max, că în episodul tău asta facem. Mai ții minte când te luam în brază? Nu iași materiale? Nu mai știu. Shop la spawn. Uitai. Mamă, ce-și amintește, Marius. Shop la spawn? Nu știu ce să zic de shop la spawn. Dar asta o să fie casa visurilor, pentru că o să iasă genial. Și de cât timp? Filmăm... Ok, cred că o să terminăm în episodul ăsta dacă aduci și tu bucata aia de sprus. Ca să fie frumos ca băieții. Ca băieții, știi melodia? Ca băieții răi. Știi melodia? Nu știu. Există o melodie așa? Da, ca băieții. Știu una ca fetele. Da? Există o melodie așa? Nu chiar așa, zice, le-am spus și fetelor ceva. Similar, înțelegi? Oh my god, știi că o să avem pe tavan în casă o grămadă de lemne. Începe să prinde formă casa aia. Să știi că da. Să știi că e rubi. Nu? Formă de pătrat. Oh my god. Să nu vii aici să vezi ce am făcut, te rog. Oh my fucking god. Ah, ok, hai că pun și aici. Marius, mai am nevoie de oak. Ok, am. Ce te râzi? Că e o șmecherie. Ce șmecherie? Am eu oc, vino cu a. Nu mai îmi trebuie. Ok, ăsta e acoperișul, am zis facem ceva mai special. Bă, arată, arată bine rău acoperișul. Nu arată acoperișul bine. Ce dracu pușe... Bă, tu ești nebun. Pușești! Te arată oribil aia, scoate-i. Și am nevoie, deci dacă nu faci rost de sprusud, nu putem termina casa. De unde să-ți fac, mă, de unde luași? Aici vreau să spun sprusud, da. De unde le-ai luat spruce? Nu știu, chiar nu știu. Ai niște aici. Sprus în inventar? Am aici asta, nu, spruce. Bă, nu vreau de astea. Fii atent ce mă gândi eu. N-ai în inventar aici niște în casă sprusud? Nu merge să le punem, că nu-mi place cum arată, că mă uit în sus. Ce să punem? Completăm așa. Avem nevoie de niște sprusuri să ne terminăm văzuși? Casa. Cum vreau? Nu văzui că mă duc să fac rost de sprusuri. Vino să vezi ce fac. Mă duc să fac rost de sprusuri că tu nu ești în stare. Cred hai că vin și eu cu tine. Asta e acacia. Asta e acacia? E acacia, hai vino. Unde ești? Uite mai aici, pe câmp. Te văd acolo, îndepărtat. Hai să mergem, am și topor. Omoră porcii aia că nu mai am ce mânca. Nu-i omoră, lasă-i. Hai bă că vrem să-i înmulțim după. Păi mai sunt porci o grămadă în față. Mai sunt doi. Sunt 30 de porci. Bă, omor tu toți porcii. Ce făcură săracii? 30 de porci sunt în fața. Ok, unde găsim sprus? Păi aici nu găsim, că intrăm în savană. Nu, că se termină, mai mergem în față. Ok, și cum mai ne întoarcem înapoi? Ne întoarce, că știu coordonatele eu. 900 cu... 930 cu 130. Cu 180, Marius. Ok, ai, bă, gata, deci trebuie să trecem de deșertul ăsta și acolo e sprusul, de acolo l-am luat, că n-avem de unde altundeva. Înțelegi? Mhm. Ești cu mine? Ești cu domnul? Unde ești? Pe muntele la mănalt. Nu acolo, trebuie să treci de deșert, Marius. Doamne, pe unde o luai? Nu pe acolo e. Îți zic eu că nu e pe acolo.
Crede, Marius, că știu mai bine. Al dracu de ne mai întoarcem noi înapoi. Cred că nu ne mai întoarcem. Facem altă casă. Facem case peste tot, înțelegi? Nu, nu, că ne întoarcem, că știm coordonatele. Deci nu-i problema, am găsit aici apa. Îți veniți cu nici nu mai am mâncare. Nu înțeleg de ce vrui să vii și tu. Vruș. Ce râzi, mă? Bă, nu mai am mâncare. Bă, a făcut spatele meu? Nu sunt spate, la 50 de kilometri. Făcuți rost? Ce să fac rost, că nu se mai termină deșertul ăsta. Bă, cred că am luat-o greșit. Du-te acasă. Bă, mai găsi un sat. Câte sate găsești? Găsi de ăla, de nisip. Cum se numește? Nu cred. Dacă spun. Unde ești? Sat de nisip. Unde ești? Sunt într-un deșert, nu știu nici eu pe unde sunt. Bă, zim, sat de nisip. Zim coordonatele. Sat de nisip. 600 cu 600. Ce mă? 600 cu 600. Cum ai ajuns la 600? Care că nu știu nici unde sunt. Ok, hai că vin. Așteaptă-mă acolo. Nu rămân fără mâncare, ești nebun? Eu nu mai am deloc, mor. Mai am o jumătate de inimă. Așteaptă-mă că vin. Nu pleca nicăieri. Și de unde facem rost de Spruce-ud? Ia, poate luăm din satul ăsta. În aici. Timp ce toți, în episodul tău, eu o să mă duc să fac rost de Spruce-ud. A, găsi niște de-astea. Bă, sec unde? Tot sec tot aici. Ești sigur că e fix 600? Luai morcovii, luai morcovii, fă-te-o în... Bă! Marius, ai grijă ce vorbești. Sau ai zis gutui și n-am înțeles bine. Gutui. A, luași morcovii și gutui. A, dracu, îți plac merele. Ok, stai, așteaptă-mă. Ai, sat din ăla care are și ferme? Da, da. Vezi să nu mănânci toți morcovii și toți cartofii, că ne trebuie fermă. Că mai am 8. Și cartofi ai? Da, da. Ok, trebuie să facem fermă. Bă, nu știu cu deșertul, ne-am stabilit și noi lângă un deșert infinit. Păi și e bun. Nu e bun. Nu te ieși, mă, că-s la 600 cu 600. La 700 cu 770. Faci mișto? Nu, da, să modifică. Eram departe atunci, acum sunt mai aproape. Doamne! 700 cu cât? 770 cu 700. Îl văd. A, asta-i... Crezi că e templu, mă, nu sat. Bă, ăsta-i că e sat în nisip. Crezi că e templu, nu știam că există așa ceva. Nu te mai recu. What the fuck, are ușă din geam, vreau și asta. Ce ușă din geam? Stai să văd, n-o sparge, poate. Așa e pe textura mea. A, mă gândeam eu că n-am auzit de așa ceva. E o ușă din geam, așa. Ia uite, luăm revistele din bibliotecă. Da, e normală. Bă, luăm... Fură tot de... Dă-i în sânge, ca să nu mai zic că poate te deranjează. Bă, nu mai am mâncare, dă-mi și mie ceva. Bă, Max, mai am... Vino cu-a. Mai am 10 cartofi, dăștea. 10 dăștea și mănâncă-i după ăștia. Okay. Și mai oprim 3. Unu dacă oprește bine. Fii atent, trebuie să mergem în fierărie. Că acolo sigur că simt chestii. Unde e fierăria? Fierăria are așa un anvil la intrare. Nu un anvil, nu știu ce are. Ceva, un cazan. Cu lavă. Un cazan. Asta e. Fierăria. Vezi? Un chest. Cască de iron, o pâine și 3 mere. Atât. Bune. Super bune. Hai să mai controlăm ce mai e pacii. E furăm tot. Nu prea mai e. Dar ia și tu. Noi, ce suntem, noi jefuim satul ăsta. Noi nu luăm. Jefuim tot. Jefuim că oricum nu ne mai întoarcem aici. Bă, cum să intre în casa asta? Sparge și tu. Mai bă, nu să intre, ești nebun? Mai cra vanila, Marius, poți să spargi. Uite, are nisip în casa asta. Dar tu unde ești, subteran? Uite, bă, aici, uite cum stau țăranii aici. Prins un nisip. Bă, ești nebun, ce cu casa asta? Așa să intră. Uite unde erau țăranii, spamânați. Casă de 2 metri? Ia, poate vrea cartofi. Centimetri. Vrea lână. Hai mă să plecăm. Foi. De două carte încetată cu smite. Oh, bun, rău. Hai să plecăm. Gata, hai acasă. Oricum, hai să facem o poză la coordonate. Că sunt foarte eficiente. Ce să mai luăm? Că doar în tot. Nu mai ne trebuie nimic. Și de unde facem rost de Spruce-ud? Băi, din după Spruce și găsirem altceva. Găsirem sat. Bă, salvezi tu niște morcovi să știu dacă se mănânc pe toți. Am morcovi. Ok, să nu-i consumi. Văd niște oakwood. Nimic prea interesant prin jur. Bă, măcar am găsit un sat. Și mai ai tu unul? Mai am unul. Știi coordonatele? La mine în episod mergem. La tine în episod mergem și la ăla. Le știu. Dar trebuie să facem și rost de Spruce. Tot la mine. Mă duc eu la tine.
Am impresia că e aici după savana asta. Hai că vin cu tine, Max. Vino cu mine. Poate găsim și poate facem rost de sprus și terminăm căsuța. Bă, da, e frumoasă căsuța așa. Uite mă câte oi ești nebun, vine să le omor. Nu le omor, lasă-le. Noi suntem prinși în deșert, în orice parte mergem de în deșert. Bă, câte oi! 4 într-un bloc ești nebun. Iepuri. Doamne, zici că mă joc Farmville. Uite, te urmărește iepurile. Da? Vezi că sunt și niște iepuri care sunt criminali și te omoară. Da? E cu ochii roșii? Nu toți. E foarte rar, unul la 1000 din câte știu sau ceva. O bune, iepuri criminali? Da, te omoară dacă dai în ei. Dar nu... Bă, nu mai am mâncare, ești nebun, nici mă nu mai toți. Și cum ne întoarcem acasă? Uite niște pomi acolo, ce stai? Aia sunt. Că suntem acasă acolo. Aia sunt pomii. O, aia da, hai. Hai repede, luăm mulți, furăm tot și plecăm. Furăm, luăm toate. Ciupercea! Ciupercă! O, e cu ciupercuță, îmi place mult asta. Ciuperca! Bă, n-am luat paturile și suntem retardați. Ok, chiar suntem, dar nu mai suntem. Eu omor ciuperca. Asta e Dark Oak, nu e sprus. Bă, înlocuim cu Dark Oak. Ok, înlocuim tot cu asta. Tot acolo. Ia niște pomi. Să iau niște pomi? Eu sparg să vedem niște pomi. Ok, păi da, încheie aici episodul meu. Următorul episod o să fie la Marius pe canal, după care un alt episod la mine pe canal, deci tot așa, de acum încolo. Da. Eu am fost Max, alături de marele Andronie. Andronie. Nu mai am... de Marius. Cred că o să murim aici, că nu mai am mâncare. Am eu cartof 64. 64? Hai să-i prăjim. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Am eu oak wood. Oak zisești? Nu. Sprus. Zi pa, pa, Marius. Pa, pa. Fă cu mâna.